Bună seara și bine ați venit cu dragă profesor, probleme de matematică la algebră. Așa, da, ia să vedem nou la treabă. Tema. Alo. Da. Bună seara. Da. Nu, sunt ocupat, sunt la Prof. Online TV, sunt în direct aici la matematică acum. Da. După ora 10. După ora 10. Da. La revedere. Haideți să facem un testul, domn profesor, ca să vadă dacă până găsește exercițiul. Da. Prima problemă, testul. Testul de astăzi, de la geometrie. În ipoteză triunghiul ABC, cu măsura unghiului iar 1, da? 1. Prima problemă. 7 probleme au fost. Da. Deci, în ipoteză... Triunghiul ABC, măsura unghiului iar 90 de grade. Măsura lui A, 90 de grade. AB egal cu 9 cm. AB egal cu 9 cm. AC egal 12 cm. AC egal cu 12 cm. În concluzie, să se determine sinus de B și sinus de C. Atunci, în concluzie, sin de B și egal de cu... Da, și sin de C. Sin de C egal cu... Adi, tu ai fost tot numărul 1? Da. Camieruna? Bine. Te rog. Înseamnă că poți să zici. Facem figură, așa am făcut. Bine, hai să facem. Deci un triunghi... De punct. A. B, C. B, C. Da, lângă C. Repede, adică vreau să fac ceva, am acum în minte o chestie. Vă rog cineva să fac problema C și sper să o reușim să... Păi sinus de B egal cu AC pe BC. Păi asta vrem și... repede, adică figura, uite, a făcut-o domnul profesor. Trebuie figura, adică da, să trecem da, repede. Okay. Deci, sin de unghiul B... Sin de B egal cu cateta o opusă de ipoteză, adică AC pe BC. AC pe BC. Trebuie să aflăm BC-ul, prin termen. BC-ul nu știi, nu? Știm a catetele. Da, deci... Cum aflăm? Prin termen molecular. Adică BC pătrat egal cu o AB pătrat plus AC pătrat, 81 plus 144... 81 plus AC, domn profesor. Plus AC. A, C, da. A. Da. AC. C pătrat egal cu 81 pătrat plus? Plus 144. Și egal cu? 225. BC egal cu 15, da? 15, da. Și atunci vine AC supra BC. AC, adică 12 supra 15, 4 pe 5. Și egal cu 4 pe 5. E corect ca valoare? Centimetru. Dacă e corectă. A, nu e centimetru, nu putem vorbi de centimetru, că centimetru sau nu sunt centimetru, este un număr. Da. De ce e corectă, sigur? Asta e important. E mai mic ca 1. Da. Totdeauna sinusul și cosinusul sunt valori mai mici de acolo. Dacă cumva vei să reușeați, în ghilimele, să ajungi la o valoare mai mare ca 1, e o prostie. Da. Da? Asta trebuie să țineți minte. Sinusul și cosinusul trebuie să fie tot timpul mai mici ca 1. Bine. Mai mici sau egal cu 1, dar la voi e egal cu niciodată. Bine. Sin de ce, Adi? Sinus de ce? Da. Sin de ce e AB pe BC. AB? Adică 9 pe 15, adică 3 pe 5. 3 pe 5. Și termina problema. Da. Problema 2. Numărul 2. Între unghiul dreptunghic ABC, măsura unghiului a 90 de grade. Deci, ipoteză, triunghiul ABC. Da. Măsura unghiului A, 90. A. Măsura lui A e 90 de grade, da. BC egal 20 cm. BC 20 cm. Tangentă de B egal cu 3 pe 4. Tangentă de B egal cu 3 pe 4. Să aflăm în concluzie perimetrul triunghiului. Perimetrul triunghiului ABC egal cu... Ce mi-e întrebare? Te rog, Adi, tot facem figura. Lasă figura, e făcută, măi.
E făcută, da. Dar ce mai fac? Tangentă de B, cateta opusă pe cateta alăturată. A, ce pe B? Tangentă de oriunde, egal cu cateta A, care? B. A, C, pe A, B. Pe A, B. Deci cateta opusă pe cateta alăturată. Da. Echivalent cu? Da. Tangenta lui B. Tangentă de B egal cu AC. O știm, mă. 3 pe 4. Deci era să se aduce 3 pe 4 egal cu AC. Egal cu AC pe 20. Dar de unde pe 20? Că BC e 20. Nu, că BC e egal cu AC. AB. Da? AC pe AB. Și acum o traducem. Echivalent va spune că 3 AB. Egal cu 4 AC. AB. Egal cu 4 AC. Egal cu 4 AC. Și? Deci, teorema lui Pitagora, pentru că AB avem tot AC și AB. Da. Păi nu degeaba mi se dă BC-ul ipotenuza. Da. Cine leagă catetele de ipotenuza? Pitagora, da? Deci vine AB pătrat plus AC pătrat egal cu BC pătrat, adică cât? 400. 400. Aici avem făcut așa. Da. Sigur? Da. Pentru că te-am văzut că ai bălbuit și ai zis 20 aici. Te folosești 20. Eu zic, merg mai departe. Echivalentul. Ei, ce facem? Scoatem fi pe AB, fi pe AC de sus. Pe și AB. Și cât va fi AB de sus? Egal cu 4 AC pe 3. 4 AC, totul pe 3. Și jos folosim și vine 4 AC. 4 AC pe 3. Tot la pătrat. Pe 3, tot la pătrat, plus AC pătrat. AC pătrat egal cu 400. Ce ce ar însemna echivalent? 16 AC pătrat. 16 AC pătrat supra. Supra 9. Da, egal cu plus AC pătrat. Egal cu 400, amplificăm cu 9. Și vine ce? Poate m-a început pătrat un factor comun ca să meargă mai repede. Da, este 25. 16 și cu 9, 25. Plus 5. Pe 9. Egal cu 400. 400. Deci AC pătrat. AC. AC pătrat. Da. Egal cu? 9 ori 400 pe 25, da? Da. 9 ori 400 supra 25. Simplificăm 400 cu 25. Face 4 ori 4, 16. Și este egal cu 9 ori 16. Care înseamnă 3 la a doua ori 4 la a doua. Ăsta e AC pătrat. De unde AC simplu, poate egal cu 3 ori 4, 12. Și dacă știm pe AC, îl știm și pe AB. AB. AB va fi egal cu? AB egal cu 4 AC pe 3. 4 ori 12. Da. Pe 3. 3. Simplificăm și vine 16. 3. 4. 4. Da. 4 ori 4, 16. Iată, am aflat pe AB și respectiv pe AC. Ce facem acum? Perimetrul. Suma da. Perimetrul al triunghiului ABC. Da. Deci perimetrul lui ABC este egal cu suma laturilor AB plus AC plus BC. Adică 16 plus 12 și plus 20. Egal cu? 48. 48. Asta a fost 2. Problema numărul 3. 3. În triunghiul ABC. Ipoteză. Triunghiul ABC. Măsura unghiului B 45 de grade. Măsura lui B, 45 de grade. Măsura lui C, 60. Măsura lui C, 60 de grade. AD perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. Cu D aparține lui BC. Și AD egal 6 cm. Și AD egal cu? 6 cm. 6 cm. Să se determine perimetrul triunghiului ABC. Perimetrul triunghiului ABC. Egal cu cine? Începem repede. Avem triunghiul ABC sus. Avem pe BC, să spunem, ăsta de 4, pe B de 45 de grade, să zic. Și ăsta de 60 de grade. Nu? Dar triunghiul este oarecare. Oarecare, acum. Da.
Și este cel de sus, dacă vrem, prin diferență, va fi cât? 75 de grade, așa ca idee. Zice AD, ducem înălțimea. Și AD este de câte? AD este de 6 cm. Cum ai pornit aici? Asta am făcut împreună. Da, știu. Nu? A fost aici mm-hmm. făcută. Aseară, s-a luat aseară. Da. Așa. Deci. Mai multe au fost făcute din teză, să vedeți. Asta n-ai făcut-o, nu? Ai făcut-o. Da, am făcut-o. Hai că pierdem timpul. Deci, am făcut măsura unghiului de la B și mi-a dat aici un unghi de 45 de grade. Am observat că triunghiul ADB e dreptunghi chisoșel. Bun. Corect. Deci atunci asta. Teorema lui Pitagora în triunghiul ADB. Păi ADB o știm. Dacă e isoșel. ADB o știm. Uh-huh. Adică și DB, tot 6. Deci asta, DB, tot 6. Da. Teorema lui Pitagora în triunghiul ADB, aflăm pe AB. Sigur că da, și s-a găsit AB egal cu 6 radical din 2. Da. Da? Deci asta depinde 6 radical din 2. 6 radical din 2. După aia, în triunghiul ADC, măsura unghiile de 30 grade. Da, și dacă este 30? ADC de... 12. Deci, dacă știi că ăsta e de 30, da. Ia să vedem cum... Care de opusii jumătate din ipotenuză, dar nu știm ipotenuză. Dar nu știm ipotenuză. Atunci, hai să aplicăm o funcție trigonometrică. Sinus. Ca să lege pe ADC de CD, catetele. Da? Tangentă. Tangenta. Și zicem tangentă de... Tangentă de... 60 de grade, egal cu AD supra CD, da? Da. Echivalent. Și ai tangentă de... Radical în 2 pe... Tu cum faci cu liții minte pe ăsta? Că nu aș ține minte nicio clip. Eu nu li țin minte. Pur și simplu mă obosesc ca să țin... Radical în 3. Sigur, radical din 3? Da. Da? E radical din 3. Învățat asta, da, iar e radical din 3. Da. Radical din 3. Odată să vă arăt cum ne ține o minte ca să... Să le țineți și voi, dacă le uitați. Eu pot să... Este un desen, nu? Și se pun... Ai, nu! Eu trebuie să înțeleg bine de unde vine radical din 3 la acolo, ca fenomen, nu așa că... Așa, cu desenul, cu nu știu ce... Este obositor, da? Deci, cât de curând am să mai arăt. De fapt, dacă îl folosim ca să ne mai departe. Și vine radical din 3, așa este. Egal cu AD. AD o știm. 6. Supra CD. De unde scoatem cât CD? Va fi egal cu... Cât va fi? 6 pe radical din 3. 6 pe radical din 3. 6 radical din 3 pe 3. 6 radical din 3. Adică 2 radical din 3. Adică 2 radical din 3 este cine? CD-ul. CD-ul o știm, DB-ul o știm. Putem să aflăm cât e BC. Aici mă pot duce pe AC să-l fac. Da, teorema lui Pitagora. Deci AC, AC simplu, egal cu radical din... Radical din... 6 la pătrat. 6 la pătrat. 3, 6. Plus CD-ul la pătrat, 4 ori 3, 12. Și egal cu radical din... 3, 6 și cu 12, 48. Care e 3 ori 6, 4 radical din 3. Da. Asta e AC-ul. CB-ul îl știu, ia să aflăm și pe CB. CB e 2 radical din 3 plus 6. 2 radical din 3 plus este 6. Este un 2. Da, și 2 pe lângă... 2 pe lângă radical din 3 plus 3. Plus 3. Da, am aflat și pe BC. Pe AC, pe AB știu 6 radical din 2. Da? Și acum la perimetrul triunghiului. Perimetrul lui ABC. BC. Egal cu cât e BC. Toate trei adunate. AB, cât e AB? AB e 6 radical din 2.
6 radical din 2 plus 4 AC, radical plus 2 radical din 3 și plus 2 4 radical din 3. 4 radical din 3. 4 radical din 3. Așa, 4 radical din 3. Și plus 2 pe lângă, adică 2 radical din 3, mă întorc și muzesc acolo, 2 radical din 3. 2 radical din 3 plus 6. Și egal cu cu radical din 3. Nu, deocamdată să reducem. Și 6 radical din 2 este o dată. Da. Și de radical din 3 sunt 4 și 2, 6. 6 radical din 3 și plus 6. Scoatem acum pe 6 în factor comun. Și 6 pe lângă radical din 2 plus radical din 3 și plus 1. Așa este perimetrul triunghiului, da? Problema 4. Problema 4, să o vedem. Am apăsat parte pe buton. Da. La asta n-ai făcut finalul? Da. La 4? Da. Ai început-o? Da, am făcut demonstrația, dar n-am fără final? Da, fără final. Pleci tu și termină Miruna, dacă să vedem ce a constat dificultatea mai întâi. Deocamdată au fost probleme medii. Da? Probleme medii. Adică am lucrat aici. Sunt, dacă pe o parte chiar n-am lucrat aici, este spectaculos ce înseamnă dacă se creează mult, dar și peste problemele acelea. Sigur, Miruna și cu Adi, n-aveați motive să stați pe gând. Că ați văzut așa problema asta, că știam de o seară înainte, de unde concluzia, cu cât mai mult lucrăm, cu atât mai bine. Da? Asta da, da. Cine îmi dictează problema? Eu deci problema 4, să te determine aria triunghiului ABC dacă A mic, sub punctul A mic, are A și B. Deci aria trebuie să o aflăm, aria triunghiului ABC. Da. Dacă în ipoteză. A mic întâi. AB egal cu 5. Deci sunt mai multe, da? Da. AB egal cu 5. AC egal cu 8. A. Ce? Egal cu 8? Măsura unghiului A, 30 de grade. Și la B mic. 30 de grade se cere... Hai să facem pe A. Da, se cere aria. Măsura lui... Aria triunghiului A, B, C, egal cu ce ne întrebare. Păi, cu cine este egal aria unui triunghi când cunoști două laturi și unghiul dintre ele? Asta este poveste. O bază în înălțimea. Nu, e egal cu A, B, ore, C, ori, sinus. Da, ori, sinus. Care e A, B, ore, C, ori, sinus, în lungul dintre ele? A, B, ore, C, ori, sinus, în lungul dintre ele? Ori, sinus, dintre ele, asta e. Deci aria lui A, B, C, A, adică cunoști două laturi. Pe A, C și pe A, B și sinus, unghiul dintre ele, te duci pe varianta aceea. Ia B, cea mai rapidă. Da. Ori AC, ori sinus dintre ele, sinus de 30 de grade, totul pe 2. Terminat. 5 ori 8. Da? Ori sinus de 30 de grade, 1 pe 2. Totul pe 2. Da? Verificăm 20, 20, 20 la 2, 10. Da. Deci, 8, 4, 2 aici, nu? 5 ori 2, 10. 10 centimetri pătrați. Punctul și B. La B mic. AB egal cu 7. A, B. Egal cu 7. BC egal cu 8. BC egal cu 8. AC egal cu 9. Și AC egal cu 9. 9. Teorema lui Heron. Formula lui Heron. Mm-hmm. P mic. P mic egal cu A. P mic egal cu A plus B plus C totul pe 2. Adică 7 plus 8 plus 9 totul pe 2. Adică cât e 9 și 8, 17, 25. De 7 și 8, cât? 15. Și cu 9, 24 la din, nu? Da, 24. 24 pe 2, e 12. 12. Și radical aria. Din... Yes, aria triunghiului. Așa, aria triunghiului ABC egal cu... B pe radical lângă din 12. Radical din 12 pe lângă 12 minus 8. Da. Pe lângă 12 minus 8. Pe lângă 12 minus 9. Și egal cu? Egal cu radical din
12 ori 5 ori 4 și ori 3. Da, și faci cât. Deci 12 ori 5 ori 4 ori 3, cât o faci acolo, vedeți, iese de sub radical. Iese 4 la 2 ori 3 la 2 ori 5. 12. Radical din 5. 12 radical din 5, că iese 3 ori 4, 3 ori 4, iese față da. 12. 12 radical din 5 este area. Problema numărul 5. Problema 5, asta a fost pe... Asta a fost problema 4, da. Să se determine area paralelogramului ABCD. Deci area lui ABCD paralelogram. Da, dacă AB egal cu 6. Dacă AB egal cu 6. Egal cu 6. AD egal cu 8. AD egal cu 8. Măsura unghiului A, 60 de grade. Măsura unghiului. Măsura unghiului. Măsura lui A. Deci un paralelogram. E vorba de A, B, C, D. Deci A, B, C, D. În care avem 6 și 8. A, B de 6. A, B. 6. Și 8, nu zic că ar putea spune, și unghiul A de 60 de grade. Deci 8 aici. Dacă am să aflu jumătate din paralelogram, mă multiplic? Bă, da. Da, e două ori. Da? De două ori. Șarea unui triunghi este ăsta ori ăsta, ori sinusul dintre ele, pe 2. Și ca să nu mai pun pe 2, nu mai zic. Deci e o variantă, mamă, se pute așa, altfel și altfel. Da, da. Mai trebuie să avem chiar o formulă pe asta. A, B, ori A, D, ori sinus de A. Păi asta spun și eu. Acolo am spus și eu. Deci nu trebuie să spun că e o formulă. Ci eu zic că e area jumătății de triunghi, a triunghiului că e jumătate din paralelogram, și nu mai împar la 2 pentru că... Deci nu trebuie să o ții ca o formulă, ci este de la triunghi, dar nu mai împar la 2 pentru că de două ori triunghiul face paralelogramul dinainte. Asta e motivul. Da? Deci, eu te invit foarte atent să nu memorezi multe lucruri, că obosești. Că minte, căpușorul celălalt, nu pot fi așa aruncate cu multe formule și învăță, învăță, înveți, înveți, azi mă înveți, le urie încă o dată. Ci trebuie știută legătura. Deci asta e deci acum v-a ajutat domnul profesor. Mă, uitați area paralelogramului, duceți o diagonală, știți area triunghiului și ori doi. Da. Și ați făcut paralelogram. V-am arătat exact ce mi se întâmplă mie. Eu n-am vrut să memorez pe aceea. N-am vrut. Pentru că a zis, băi, o știu pe triunghiului, e suficient. Corect. Dacă și-a triunghiului trebuie să o demonstrez, știu de unde vine și-a triunghiului. La baza lui înălțimea. Și în loc de înălțime, e un sinus aplicat acolo. Și o ieșit aceea. Deci toate trebuie să legate. Asta e matematica. Vă închipuiți că am lucrat la Albine acum până l-am venit și formulele să nu le-am repetat. Da? Vreau să vă spun asta că nu... Nu m-am pregătit cu formulele acestea ca să viu să le repet. Și trebuie să înțelegeți că multor profesori se întâmplă, dacă n-au legăturile astea perfect făcute, ca anumite formule se pot să le uite. De ce e să pregătesc la fiecare lecție, nu știu ce, acolo și așa mai departe. Ori, ca să vii din drum, vii de la cumetrie și să faci matematică, nu la cumetria, fă la cumetria cu albinele, da? Da, da. Așa. Deci area care este? Area ea. B, C, D, este area acestui triunghi de două ori, uitați-vă, o să scriu, de două ori area triunghiului A, B, D, care e de două ori area unui triunghi, știu, e A, D ori A, B, A, D ori A, B, ori sinusul dintre ele, sinus de 60 de grade, supra 2, și iată 2 cu 2 se simplifică, și rămâne A, D ori A, B. 6 ori 6 ori 8. Părțim din 60 de grade, care e radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2, da. O radical din 3 pe 2 și faci 6. Simplificăm 3 ori 8, 24. Radical din 3. 24 radical din 3. Centimetri pătrați. Asta e 5, 6. 6 acum. Să se determine area trapezului isoscel. Area lui A, B, C, D. Trapez isoscel. În care AB e paralel cu CD. Nu știu, desemnăm.
pare că am făcut tot asta. A, B, C. Da, paralel cu CD. C, A, B, 25, CD, 7. A, B, 25, CD, 7. Și A, D, egală cu BC și egală cu 15. A, D, cu BC și 15. Da, da. Așa. Și să aflăm de ce aria. Aria. Întrebe repede în de 25 scad pe 7 și face 18 împărțit la 2, 9 asta, 9 asta. Prin Pitagora. Repede am aflat-o pe D de 1. D de 1. Da? D de 1. Da, deci D de 1 este 15 la pătrat, 25 minus. 225 minus 81. 81 da. Și face cât? Faceți repede că ai 225 minus 81. 144. Cât? 144 așa, da? Da? 144, 12. Se numește Pitagora. Da, 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 da. Și dacă atunci area cu ce este egală? Baza mare plus baza mică. Deci area va fi egală cu 25. 25 plus 7 ori înălțimea 12 supra 2. Simplificăm prin 2, 6. Și face 25 cu 7. 32. 32 ori 6. 6 ori 2, 12. 6 ori 3, 18 și 90 centimetri pătrați. Asta a fost problema 7. Da. Să se determine area trapezului ABCD. Area lui ABCD. Știind că măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D. Măsura lui A. Egală cu măsura unghiului D. A lui D și egal cu 90 de grade. Deci este un trapez dreptunghic. Da, AB egal cu 12. AB egal cu 12. CD egal cu 8. CD egal cu 8. Și măsura unghiului D, 60 de grade. Măsura lui B, 60 de grade. 60 de grade. No, un trapez dreptunghic, s-a zis. Deci e vorba de A, B, C și D. Trapezul ABCD. AB de 12. 12. CD egal cu 8. Și măsura lui B de 60 de grade. Asta de aici de 60 de grade, Adi. Da. Nu mai ai făcut-o cu 9. Nu mai ai făcut. Din ce? Din ce înălțime pe AB? Din ce? Din ce ducem, da? Din ce? CC1. AC1 îți fie 8. A. C1. AC1 asta este 8. Atunci diferența 4 aici. 4. Ăsta unde 30 de grade va fi? Da. Așa facem... BC-ul e. BC-ul e dublu lui 8. BC1. Deci 8. 8. Teorema al Pitagorei și am aflat înălțimea. Da. Da. Deci din 64 scădem pe 16. Deci CC1 CC1 egal cu radical din 64 minus 16 egal cu radical din cât? 48. 48 și 4 radical din 3. Face 4 radical din 3. Și dacă știu înălțimea, da, da. Aflu repede area, nu? Da. Area va fi egală cu baza mare 12 plus baza mică 8 ori înălțimea 4 radical din 4 3, radical din 3 2. Pe 2. Simplificăm 2 cu 4. 2 20 ori 2 40 radical din 3. Asta este area. Da. Da? Deci putea... Care este concluzia? Ritmul. Problema a fost dată să fie rezolvată în 50 de minute. Da, și noi am făcut în 29. Da, 50 de minute, am făcut în 29. Poți să o faci în 3 zile. Dar e treaba ta. Făcând-o în 3 zile, n-ai să ai nicio problemă de făcut. Făcută. Spui, eu lucrez încet. Poți să lucrez încet. De ce lucrez încet? Fiindcă n-ai viteză, n-ai antrenament, da? Și trebuie făcut chestia asta, antrenamentul. Și ai goluri. Da? Mergem mai departe. Am terminat testul, dacă ai zis că aveți problema aceea, că ei n-au temă. Ba da, avem o problemă care, domnul profesor,
v-am zis să ne gândim la ea pentru că în clasă nu reușim să o facă. Păi hai! Păi să o facem. Să încercăm și noi să ne gândim la ea, nu? Exact. Spune că o facem. Da, da. Că știi, Mărâna, e chestia cu mândria. Exact. Înseamnă că e o problemă foarte dificilă. O să încercăm. Ne gândim și noi. Și vedem în ce măsură ne prinde. Pentru că mă roagă cineva să vorbesc de o noțiune în clasa 8-a, dar eu vreau să vă prezint într-un limbaj în care o puteți înțelege extraordinar de bine. Și cu ocazia asta să le prezint tuturor copiilor această noțiune care produce mare, mare suferință. Noțiunea de funcție. Și mama așa amintește, noțiunea asta de funcție ne va urmări toată perioada de acum până la sfârșitul vieții, să zic așa. Și orice se va construi, dar fără noțiunea de funcție înțeleasă bine... Dar la clasa 8, da? La clasa 8? La liceu, o funcție. Nu se pot fac... apropo de asta, am predat la școala 19, în 90, în 98-99. Și acolo, eu nu știam că se face clasa 8. Păi, am fost surprins când am auzit, eu nu predam la clasa 8, ci, mă rog, în alte clase, am fost surprins să văd, m-am dus la ceva ca suplinitor, să se suplinesc la o clasă și am văzut acolo că făceam funcții. Din cauza că profesorii nu înțelegeau cum se predă noțiunea de funcții, citeau din manual modul care era scris acolo și îi prezentau și de acolo. Cu cartea deschisă prezentau așa ceva. Păi da, domnul profesor, pentru că școala 19 e școală generală, știți? Da, mă. Și cum astea se făceau la liceu, ei n-aveau treabă cu astea. Știți? Da, dar vreau să spun, Mihaela, că și la liceu o să vezi limbajul în care se prezintă și pe care îl proful meu l-a adaptat și a înțeles că altfel trebuie prezentat. Am înțeles. Deci noutate absolută va fi ceea ce vă voi arăta. Hai, faceți exercițiul ăsta, să ne gândim un pic la ăsta și după aceea să zilem, Mihaela. A pe B plus B pe A. Deci A supra. Să se demonstreze, nu? Da, punctul A. Care zis să demonstreze. Nu, era punctul A. A pe B plus B pe A. Mai mare egal decât 2. Punctul A. A mic a fost asta, nu? Da, și B mic. A pătrat supra B pătrat. Plus B pătrat supra A pătrat. Da. Plus A B supra A pătrat plus B pătrat. A B. Mai... supra A pătrat plus B pătrat. Așa? Da. Mai mare egal decât 5 pe 2. 5 pe 2. Da. Da, zici să o facem pe aia de sus, înțelegi? De sus. Da. Că se leagă, da. Eu sunt sigur că ceva... Da. Nu o facem repede, nu? Da. Amplificăm prima APB cu A. Da. La cel viitor. Da, că și m-aș duce la cel viitor. A și B trebuie să fie numere pozitive. Așa și scrie. A, B mai mare ca 0. Așa, strig mai mare ca 0. Da. Neapărat. Da. Mirona, deci, cum spui? Să amplificăm, da. Da? Deci echivalent cu... Aici amplific cu A cu B și aici cu AB, nu? Da. Și vine A pătrat plus B pătrat minus 2AB, da. Mai mare egal decât 0. Da, spune că A minus B totul A pătrat. Echivalent cu A spune că A minus B totul A pătrat e mai mare egal decât 0. Așa este adevărat. Altfel, dacă iau aici media aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică. A. Știm așa, că media aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Da? Armonică. Știm această dublă inegalitate. Acest lucru, hai să folosim la prima, Miruna. Media aritmetică, da? Ar fi așa, dacă vă amintiți, A plus B pe 2, e mai mare egal decât 2 radical din AB, care e mai mare egal decât 2 supra, produc totul. Mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Așa, acesta e șirul, dubla inegalitate, media aritmetică, geometrică și armonică. Și acum, în loc de A să folosim A pe B și în loc de B, B pe A. Da, acolo decât 2 radical din AB, decât radical din AB. Da, 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 foarte bine. Ia, dacă o iau așa, așa cu același viitor, va mai putea fi scrisă și așa. A plus B mai mare egal decât 2 radical din AB. Asta ați vrut să scrie. Asta am vrut să scrie. Da, cu cândva acolo a scris așa. Ei, acum în loc de A să punem A pe B și în loc de B, B pe A.
Și atunci ce devine inegalitatea de aici? A pe B plus B. A pe B plus B pe A. B pe A. Mai mare egal decât 2 radical din A pe B plus B pe A. A pe B ori B pe A. Așa, ori B pe A. A cu A se plică, B cu B se simplifică. Face 1. Și vine A pe B plus B pe A e mai mare egal decât 2. Termină. Super. Da, media inegală. Sigur că se poate face și așa cum ați făcut-o cu aducerea la aceeași numitor. Dar ea este inegalitatea clasică între media aritmetică și media geometrică. Totdeauna mai mare. Și locuiești pe A cu ce vrei tu, pe B cu ce vrei tu. Și ți iese relația. Hai să ne uităm și la asta. Și prima, la a doua, pe B la a doua plus B la a doua, pe A la a doua mai mare egal decât 2. Sigur că da. Da. Deși prima, poți să scrii prima parte, deci exact. Minimal, da? Deci A pătrat pe B pătrat plus B pătrat pe A pătrat e mai mare egal minuna decât 2, radical să înțeleagă toată lumea, decât pe asta ori asta. Da. A pătrat pe B pătrat ori B pătrat pe A pătrat și iată se duce și face mai mare egal decât 2, aici poți să spun egal, că asta e egal cu 2. Corect. Ea, de fapt, este așa, că A pătrat pe B pătrat plus B pătrat pe A pătrat e mai mare egal decât 2. Bun. Și acum, haideți să mai vedem partea a doua. Deci mai ar trebui să mai arat dacă AB supra A pătrat plus B pătrat voi reuși să arăt că e mai mare egal decât 1 pe 2. Decât că dacă împart pe 5 la 2, face 2 și 1 pe 2. 1 pe 2, da. Dacă e mai mare decât 1 pe 2, dacă le-aș aduna și 2 plus 1 pe 2 face 5 pe 2. Corect. Și așa-ți dacă acum. Acum să arătăm asta. Mă duc înapoi. Și vine AB supra A pătrat plus B pătrat să fie mai mare egal decât 1 pe 2. Treaba mea acum. Păi e. Păi e, poate plusul mediu, da. Dar plusul extremilor. Deci echivalent cu A aranjat de tipul 2AB e mai mare egal decât A pătrat plus B pătrat. Ceea ce înseamnă că... Iese binomul imediat. Nu. Nu iese? Nu, că se schimbă... Nu iese, că se schimbă, se asta era și aici zis că nu merge. Nu... Păi tocmai. Mai că au zis că problema este corectă, căci că se compensează ceva cu ceva. Asta e, da, da. Deci ce am visat eu nu merge. Da. Deci ce am visat nu merge. Trebuie să găsesc alte idei. Bun. Ne întoarcem. Ar fi fost prea simplă. Da. Da. Prea simplă. Acum, hai să mai privim la ea și să o mai așezăm într-un fel încât să... Ne iasă vreo șmecherie. Ia. Să educ AB-ul ăsta jos, la numitor, să-l distribui aici. Să vedem ce mi se arată, nu mi se așează prea mult. Așa. Deci ar vine și cu Miruna. A pătrat. Pe pătrat plus B pătrat pe A pătrat plus 1 supra A pătrat plus B pătrat supra AB mai mare egal decât 5 pe 2 echivalent cu distribui numitorul ăsta ori 2 și s-ar aranja așa A pătrat supra B pătrat plus B pătrat supra A pătrat plus 1 supra când distribui numitorul vine A pătrat supra AB cât va vine A pătrat supra AB vine A pe B plus B pe A da. E mai mare egal decât 5 pe 2 da? Deci A pe B plus B pe A mai mare egal decât 5 pe 2
Aici trebuie să observăm proporție de limbă. Dacă mulțim peste tot cu 2, deci dacă mulțim peste tot cu 2 șirul ăsta, el devine echivalent cu 2 pe lângă a pătrat pe b pătrat plus b pătrat pe a pătrat plus unu supra a pe b plus b pe a plus 2 mai mare egal decât 5 acum. Da. O să facem șmecherea următoare. A pe B plus B pe A să notăm un X. X. Renunț la 2. Mă întorc înapoi și las pe 2 jos. Deci A pe B plus B pe A notez cu un X. Și hai să ridic A pe B plus B pe A la pătrat ambii membri. Deci A pe B plus B pe A a fost notat cu X. Da? Să punem 1 acolo în loc de 2 care le astez. 1, da. Da. Dacă A pe B plus B pe A egal cu X, ridicăm ambii membri la pătrat. Atunci și A pe B plus B pe A la pătrat egal cu X pătrat. Deci A pe B plus B pe A. Am notat aici, Mihaela. Cu X. Notat asta cu X. Și atunci ridicăm, notată fiind de A cu X, ridicăm ambii membri la pătrat. Corect. Și echivalentă cu A pe B totul la pătrat. Plus de 2 ori prima parte, da, multe cu a doua. Care este 2 plus 2. Și se simplifică acolo, da. A pe B. Da, da, da. Hai să vadă toată la A pe B. Ori B pe A, simplifică, da. Duce așa. Plus B pe A la doua. B pe A totul la pătrat. Egal cu X pătrat. Corect. De unde A pe B totul la pătrat plus B pe A totul la pătrat face X pătrat minus 2. Și atunci inegalitatea sună așa. Inegalitatea arată astfel. Inegalitatea arată astfel. A pe B totul la pătrat plus B pe A totul la pătrat prima parte. Este da. X pătrat minus 2. X pătrat minus 2, bine? Da, da. Plus 1 pe X. Să fie mai mare egal decât 5 pe 2. Asta trebuie să demonstrăm. Deci inegalitatea care am avut-o aici, am transdus-o în așa ceva. Așa. Așa cum ne apucăm. Și acolo facem, construim un minunat. Că X-ul ăsta e pozitiv, chiar de la 2 încolo. Da. Da. Da? E de la 2. Da. Mai mare ca 2. Despre X. X mai mare egal decât 2. Corect. Foarte important asta. Cum facem la ce ajutor? Aduci la ce ajutor vine X la 3-a. Da. Minus 2X. Plus 1. Minus 5X. Mai mare egal decât 0. E minus 5x da. Da. Am adus la același numitor și am adus în stânga. Da, și cu... era 5 pe 2, nu? Cu 2 ce facem? Și 2 este acela, da? Deci 2 peste 5 tot. 5 pe 2x. Deci 2x la... Da. Minus 4x. 4x. Plus 2. Plus 2. Fii bine că e văzumie la asta. Da. Mai, minus 5x mai mare egal decât 0. Corect. Bine acum, da, că da. Echivalent cu... 2x la a treia minus 9x da? Plus 2 mai mare egal decât 0 oricare ar fi x mai mare egal decât 2. Că x e la 2 încolo. Și acum aici este momentul de inspirație. Cum vom reuși să arătăm că asta se întâmplă tot timpul, indiferent ce x de la 2 încolo vom pune. Dacă îl punem chiar pe 2, cred că face chiar 8. Ia, face chiar 0.
2 la 3 face cât? 8 ori 2, 16. 16. 2 la 3 e 8, bine. 2 la 3 e 8. 8 ori 2, 16. Minus 9 ori 2. 9 ori 2, 18. Da. Minus 2, minus 2 plus 2, gata. Excelent. Păi atunci, hai să facem o șmecherie. I se mai mare ca 2, nu? Cât a fost aici? 9? 16, acolo și acolo 18. 16. 16, că au făcut 16, 8. Ori 2, 16. Hai să dunești și scădem un 16. Să facem o cuplaș. Deci ar fi așa. 2x la 3 minus 16. Așa, plus 16. Plus 16 minus 9x. Plus 2. Plus 2, mai mare egal decât 0. Am adunat și am făcut. Da. Da? Aici îi cupesc pe ăștia 2 și scot în factor comun un... 2. Da. Și va fi x la 2 pe lângă. 2 pe lângă x la 3 minus 8. Corect, că ați vrut 2 la 3 acolo. Da. Da. Și 16 și cu 2, 18. 18 da. Minus 9x. Da, dar 9. 9. 9. Deci plus 9 pe lângă cine? 2 minus x. Corect. Mai mare egal decât 0. 2 minus x, da? Da? Mai mare egal decât 0. Dar 9 plus 9, 9 de 8? Hai să vedem. Care 9 în numirul? Avem 16 plus 2 la 16 plus 2 la 18. 18. L-am scos pe 9 și au rămas 2 minus x acolo, da? Și x la 3 minus 8 fac 2 la 3. X la 3 minus 2 la 3. Da? A la 3 deci vine, de la 3. Deci vine 2 pe lângă x la 3 minus 2 la 3. Da? Deci... El este un pic până afară, lasă. Avem timp de funcție, că suntem pe timpul nostru. Da, da. Și nu numai că avem, l-aș chema și pe el. La funcție. La funcție, ce vă predau, e atât de important, că nici el nu are noțiunea dată în limbajul ăsta. Deci o să vină și el repede. Unde suntem, domnul profesor? Cred că m-a scris ceva aici. Deci 2, da. Mai mare decât 0. Ștergem tabla bine. Este o inegalitate care sper să o divuim, să ne iasă. Ne da ceva în gen 2 pe lângă a la 2 plus pe la 2 pe lângă a plus b la 2 mai mare egal cu a la 2 pe la 2. Acum vedem nimic de amunic. Iruna, ce avem? A la 3 minus b la 3 cât e egal. Să vedem modul alba la 3 minus b la 3. Deci avem ca la a 3 minus b la 3. Nu-ți mai auzi, domnul profesor, auziți roșu. Da? Roșu. Da? De ce? S-a făcut verde, iar. Din aur era roșu, m-am uitat. Iarăși roșu. Roșu, verde, vă las bateria. Aha, ia să vedem. S-ar putea să fie bateria aceea care... Deci va fi, da, pe adevăr așa. S-a terminat bateria. Numai bine o să scoatem pasta. Iată cartea, adică urmează și la aveți și voi formulea la 3 minute de la 3, da? Pentru că mi le-a predat. Mi le-a predat la 3 minute de la 3 și cât e egal? A minus B. A minus... Ce? Cât? Hai, ia. Nu ne-a spus că A minus B tot la 2, pe lângă... Nu ne-a dat. Vă dat-o vouă, Adi? Da, chiar mi-a zis. Vă zic, hai zi cu cine e egal dacă... Să căutăm. Să căutăm repede. Deci tu pe Google. Deci A la 3 minus B la 3 este egal cu A minus B. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B la 2. Deci cu A minus B începem pe lângă A pătrat plus AB plus B la 2. Corect. Asta e A la 3 minus B la 3. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. În cazul nostru, x la a treia minus 8, da. X la a treia, minus 2 la a treia, minus 2 la a treia, a egal cu x minus 2, pe lângă x la a doua plus 2x plus
plus 2x este, da? Da, da. 2x plus 4. 4. Așa este, da? Da. Și atunci inegalitatea care o avem așa 2 este. 2 pe lângă. 2 pe lângă x la 3-a minus 8. 8 plus 9. 9 pe lângă 2 minus x. 2 minus x. Mai mare egal ca 0. E echivalentă în transcriere în varianta următoare. 2 pe lângă. Și acum punem x minus 2. Pe lângă. X pătrat plus 2x plus 4 minus 9 ca pe lângă acolo, x minus 2. Da. Știți de ce? Da. Ca să văd, am pe x minus 2 ăsta și ăsta pe factor comun. Corect. Și vine 2, x minus 2 în factor, x minus 2, pe totul pe lângă. Pătrat. 2 pe lângă x pătrat plus 2x plus 4. Plus 4 minus 9. Minus 9. Da, mai mare egal, închideți paranteza. Așa, mai mare egal decât 0. Echivalentă cu x minus 2 pe lângă 2x pătrat plus 4x plus 8 minus 9. Mai mare egal decât 0. Echivalent cu x minus 2 pe lângă, acolo avem x minus 2 totul pe lângă 2x pătrat plus 4x minus 1 să fie mai mare egal decât 0. Acum, cum x-ul e mai mare egal decât 2, aici da, e pozitiv. Acolo e pozitiv. Și trebuie să arăt că și asta e tot un număr pozitiv. Da. Pe două numere mulțite, e treaba bună. Un număr pozitiv, da. Vă dau un număr pozitiv. Da. Deci acum trebuie să mulțumesc. O luăm numai pe aia. O luăm numai pe aia. Facem perfect, nu? Ca să facem binom acolo? Da. Păi unde e pătratul perfect? Păi 2x la 2a... E radical din x, radical din 2x, totul la 2a. Da. Plus și 2, să-l facem. Să vedem dacă iese. Nu e. Practic, deci suntem în cer, Miruna. Suntem în... asta trebuie, ca să se întâmple chestia asta, acum asta e pozitiv, aici, dacă asta va fi plus, atunci plus ori plus, la mulțire e plus. Și am pe transformat-o pe așa, asta care trebuie să arătăm, în echivalenta 2x pătrat plus 4x minus 1, mai mare egal decât 0. Da. Deci, a face inegalitatea care ați avut-o de la început, înseamnă să o fac cu asta. Corect. Deci 2x pătrat, trebuie să arăt că 2x pătrat plus 4x minus 1 e mai mare egal ca 0. Echivalent cu. Hai să mergem după varianta binomul la pătrat. Deci radical din 2x, da, la a doua. Miruna, sau cum se face? Scoatem un 2 în factor. Sau scoatem un 2, ca să fie mai ușor. 2 pe lângă. X pătrat plus 2x, da, plus cât trebuie aici? Trebuie un 1, ca să fac pătratul minus pătrat. 1. Minus 1, închid paranteza, minus 1 în afară, da? Da. Și face egal mai departe cu 2 pe lângă și am făcut 2 pe lângă x pătrat plus 2x plus 1. Da. Da. Minus 2 minus 1 minus 3. Minus 3 chiar e. Nu mă deranjează minus 3, da, fără discuții. Dacă ar fi fost egal din 3 la 2, dacă ar fi fost un minus mai mult, mi-ar fi făcut minus 2x aici fost. Da. De unde aici nu am pus apare, e plus 2x. Ia să văd dacă de la înlocuiesc pe x cu 2 aici, dă un număr pozitiv. Ia să vedem. 4 ori da, de 8. Dă 8, pozitiv, nici nu cap pe discuție. Exact. 8 plus 8, 4, 2, 8. Deci de la 2 încolo, de la 2 încolo tot de unul e pozitiv asta. Da, n-are nicio șansă să fie negativ. Deci nicio șansă să fie negativ. X trebuie să fie mai mare deci egal decât 2. X e mai mare egal decât 2. Echivalent. Ridic la pătrat ambii membrii. Și vine că x pătrat e mai mare egal decât 4. Înmulțesc cu un 4, cu un 2. Înmulțesc cu un 2, aceasta e inegalitate. Și 2x pătrat. Și este echivalent cu a spune că 2x pătrat mai e mai mare egal decât 8. De acord, da? Da, da, da. Pe de altă parte, cum x mai mic, mai mare egal decât 2. Înmulțesc cum iau deoparte, x mai mare egal decât 2. Înmulțesc cu un 4, da, bine. Și de aici rezultă 4x, că 4x mai mare egal decât 8. Da? Da. Și le adun membru cu membru. Da. Și vine 2x pătrat plus 4x plus... E mai mare egal decât 16. Da.
Da? E mai egal decât 16. Da. Scad un 1 din ambii membri, uh-huh. minus 1, și atunci rezultă că 2x pătrat plus 4x minus 1 e totdeauna mai mare egal decât 15. Ha, gata problema. Nu mai mare ca 0, e mai mare decât 15. Decât 15, chiar. Deci, și ăla asta, e pozitiv, ăsta mai mare decât 15, clar că e pozitiv. Produsul e mai mare ca 0, termina problema. Da? Deci e o inegalitate foarte tare, frumoasă, interesantă. Interesant, corect. Da? Aici deci, la inegalității de lucru, domn profesor. Adică trebuie exercițiu, mult lucru. Da, trebuie să ai antrenament și să ai șmecheria cu tine. Exact, exact. Da, trebuie să ai... Eu mărturisesc că m-am ocupat într-o perioadă de inegalități. E frumos. Da, și eram în domeniul meu, m-am spus că a fost coleg cu proiect de cameră, cu regretatul coleg al meu, un om cu drâmbe. Care a zis că a fost culegere, nu? Da, o culegere cu inegalități. Da, și de fapt avea face funcție, da? Îl chemă și Cosmin. Da, da, da. Cosmin, te cheamă domn profesor? Care doctor. Da. Hai să facem funcții. Haide. Foarte tare. Deci foarte interesant. Voi scrieți pe tot de pregătire, funcții. Gata, o să vă urmărească până la BAC. Știți, și până la BAC și după aia... Și după aceea ești la ce facultate urmați. Da. La și la facultate? Păi dacă te duci la matematică, eu știu, ce mai da, nu. Vreau să vă spun că în fața acestei inegalități am privit-o cu foarte mult respect. Corect. Trebuie să aveți o... să vă fi împrumutat. Cu drag vă spun asta, atitudinea pe care am avut-o. Deci când am auzit că profesorul a avut greutăți zis și că... vorbesc de Vasile Stoica, pe care îl respect foarte tare, deci un profesor foarte bun, deci foarte bun, vorbesc în proces de cauză, am știut că este o inegalitate dificilă. Dacă el a avut greutăți, înseamnă că trebuie să fiu înarmat cu o foarte multă forță de încredere și să respect inegalitatea asta. Am zis-o că merge foarte repede la prima vedere. Nu mers. N-am mers, a zis stop înapoi. Și Mirna a spus, și până aici a ajuns profesorul, dar spune că ea lucrează până la sfârșit, că are o subtilitate în ea. Și că se compensează. Că folosirea direct așa nu merge, dar cât crește una și parcă asta ar fi descrescătoare, pe total ca sumă se compensează și ea e bun. Bine. În momentul în care ai spus așa, așa, am zis, bă, totuși, a fost momentul de inspirație. Hai să spunem. Momentul meu de inspirație a fost acela în care nu, era așa A pătrat pe B pătrat, plus B pătrat pe A pătrat, plus AB supra A pătrat plus B pătrat. Momentul meu de inspirație s-a mai mare egal decât 15. Da, 15. 15. Momentul meu de inspirație s-a numit acesta. Când l-am dus pe AB jos, haideți că trebuie să... acum... Este cred din culise. Din culisele, ieșițiul acesta. Cum am gândit? Corect. Ce s-a întâmplat? Eu vorbeam cu voi, dar mintea mea lucra în avans și să zicem ce șanse mi-am oferit. Zic, hai să fac așa, echivalent cu... Am reluat ieșițiul, că chiar îmi place. A pătrat pe B pătrat, plus B pătrat pe A pătrat, plus... pe AB îl duc la numitor. 1 supra A pătrat plus B pătrat supra AB. Mai mare egal decât 5 pe 2. Distribui numitorul AB fiecare. Echivalent cu A pătrat pe B pătrat plus B pătrat pe A pătrat plus 1 supra A pătrat pe AB A pătrat supra AB plus B pătrat supra AB, mai mare egal decât 5 pe 2, și echivalent cu, iată că A cu pătratul se duce, B cu pătratul se duce, și inegalitatea se așează, interesant, A pătrat pe B pătrat, plus B pătrat pe A pătrat, plus 1 supra A pe B, plus B pe A.